Salutare jucători, bine ați venit la un nou clip pe canalul Arena Digitală. Sunt aici la plimbarea de seară și pentru că astăzi am văzut trailerul de la Farming Simulator 22, vreau să discutăm foarte puțin despre el. În primul rând, nu am văzut deloc gameplay. Asta nu e un lucru bun. Când nu vezi gameplay, asta nu e un lucru bun, da? Cinematicul arată super, arată acolo generația de fermier, da, tată, fiică, nu știu ce. Foarte interesant, din câte am înțeles, o să avem struguri și măsline, da? Deci o să avem și ceva utilaje noi, o să avem și culturile astea noi. Toate bune și frumoase, mă bucur foarte mult că avem culturi noi, cam așa se așteaptă la un joc de farming de obicei. Ce mă interesează pe mine, care sunt așteptările mele de la jocul ăsta? Jocul ăsta o să vină pe 22 noiembrie pe toate platformele. Ce înseamnă asta? Toate platformele înseamnă Xbox One, Series, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, bineînțeles, da? Și Google Stadia. Din păcate nu vine pe Switch, dar na, este destul de greu un joc din ăsta să-l optimizezi pentru Switch, ar fi foarte tare. Poate dacă o să apară vreun Switch Pro, poate o să vedem așa ceva, dar momentan nu avem nimic despre Switch. Ei bine, pe consolele noi, care sunt așteptările mele, aș vrea ca jocul ăsta să ruleze pe consolele de top în 4K 60 FPS. Trebuie să vină treaba asta. Farming Simulator 19 merge în 1440p 30 FPS și nu se simte deloc așa fain ca pe calculator. Pe calculator, chiar pe GTX 1070-ul meu, care l-am, jocul îmi rulează în 4K 60 dacă fac niște optimizări. Tocmai pentru că am văzut că Farming Simulator 19 rulează în 4K 60 FPS pe un GTX 1070, eu sunt aproape sigur că pe consolele noi am putea să vedem acest 4K 60, da? Și o să poți în sfârșit să te bucuri ca lumea de Farming Simulator pe consolă. Pe Series S mă aștept la Full HD 60 FPS, nicio problemă cu chestia asta, da? Dar să-l văd acolo în 60 FPS, să se miște fluid și să facem și noi live-uri, fraților, cu Farming Simulator, pentru că mie îmi place foarte mult, dar din păcate pe consolă nu mă pot juca așa bine și live-ul de pe comp nu prea pot să-l fac pentru că nu am tot hardware-ul necesar. Eu de obicei vreau să fac live-ul în 4K. Eu zic că nu cer mult, voi ce părere aveți? Am putea să vedem în 4K 60 jocul ăsta să ruleze pe consolele noi, pe Series X, pe PlayStation 5? Ce părere aveți voi? Și ce lucruri ați vrea voi să vedeți în joc, da? Cât atât pentru clipul de astăzi, până data viitoare, toate cele bune! Pa, pa!